cât de mărunt și ce meschin sunt, Doamne. Pe lângă mine firul de nisip e o Himalaie, iar lacrima-i ocean fără de mal și nesfârșită ploaie. Ce pildă măreață și la ce umilință m-ai supus când l-ai urcat pe cruce pe Iisus ca să mă mântuiască. De ce mă lași, Părinte, să stăruim netrebnicie și pilda ce era menită să șteargă răul lumii, s-o jude cu trufie? Dă-mi, Doamne, ochii înapoi și desfundă-mi urechile și rupe urâtul care mă desparte pe mine de noi, când stau ca lupul hulpav pe albele zăpezi să-i sfâșei căprioarei nevinovați iezi. Cât pâlpâie suflarea în carnea blestemată, îl dau pe altul la o parte și nu mă încape lumea toată. O ură și un blestem merătăcirea spre mormânt, iar mângâierea un târziu regret când mă încape o palmă de pământ. Nu-mi întorc fața către tine, numai când mă încearcă cel mai viclean ca mine. Atunci ați simt mărirea și atunci cred că tu singur ajungi de săvârșirea. Și atunci îmi dau seama ce la îndemână-i taina, cum că iubirii îi e de ajuns iubirea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu pentru mântuirea noastră. Maestre Dorel Vișan, promiteam telespectatorilor de Crăciun o ediție specială și de Sfintele Sărbători Pascale și iată-ne, ne ținem de vreo misiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și pe om l-a iubit Dumnezeu, l-a făcut din iubire și trebuie și omul să-L iubească pe Dumnezeu. Numai că omul nu se simte obligat să-și facă această obligație. Să fie tocmai acesta marele paradox al lui Dumnezeu? Marele paradox al lui Dumnezeu este că l-a lăsat liber. I-a dat omului libertatea, cu care nici astăzi nu știe ce să facă. Aici este necazul omului, în general, și necazul omului modern. Libertatea. Pentru că libertatea este tragică. Cineva spunea că pentru omul corupt și pentru omul pătimaș, libertatea este un blestem. Și așa este. Pentru că omul înțelege greșit și a înțeles greșit libertatea. Libertatea este să fii liber, să știi că niciodată nu ești liber. Aceasta este libertatea. Libertatea nu poate funcționa fără lipsa de libertate. Deci lipsa de libertate trebuie să meargă în paralel cu libertatea, așa cum merge linia trenului. E foarte mică libertatea omului. Este foarte restrânsă, foarte repede intri în altă libertate. Aici este greșeala omului. Și l-a lăsat pe om să aleagă singur.
Numai că omul nu are această putere să aleagă singur. Dar vedeți că tâlharul pe cruce a ales și în ultima clipă, în ultima secundă, a câștigat mântuirea? E un avantaj. Știți ce se întâmplă? Am impresia uneori chiar credința că omenirea va pierde ceva esențial. Nu peste multă vreme. Sigur că poate să dureze sute de ani, dar va pierde ceva esențial. Uitați-vă cât progres a făcut lumea în știință, în tehnică. Se vorbește despre civilizație. Și totuși omul nu este nici civilizat și nu este nici împăcat cu sine însuși. Este îngrijorat, este înstrăinat și trăiește într-o continuă nesiguranță. Am văzut copii îngrijorați. Ei n-ar trebui să fie îngrijorați, pentru că perioada copilăriei e cea mai frumoasă. Este perioada adamică, ca să zic așa, atunci când Adam era aproape de Dumnezeu. Dar matricea umană pe care a adus-o Iisus și care de fapt a fost dat odată cu Adam, este în memoria omului. Odată că ea nu va pieri niciodată, și a doua că ea funcționează prin intermediul viselor sau prin intermediul imaginației. Vedeți, a fost o vreme când în lume omul avea un program. Țara avea un program. Și lumea uneori avea o filozofie. Ei, a ajuns lumea să nu mai aibă filozofie. Țările, majoritatea națiunilor, nu mai au program. Nu mai programează. Au râs de perioadele când se făceau programe pe 5 ani și pe 15 ani. Dar nu se poate omul să funcționeze fără program. Aici s-au întâmplat niște mișcări în psihicul omului. Pentru că fetele, de exemplu, erau crescute la pension. Li se cultiva sensibilitatea și frumosul. Frumosul nu stă în formă. Frumosul stă în strălucire. Frumosul este foarte complex. Frumosul cuprinde inteligența, cuprinde puritatea, lumina, muzica, culorile și parfumurile. Iar frumosul, în ultimă instanță, este Dumnezeu. Dostoievski, un personaj de-al lui Dostoievski, și chiar el, vorbește de faptul că frumosul va salva lumea. Dar frumosul fără bine și fără adevăr nu e nimic, este un idol. Aceste trei entități, adevărul, frumosul și binele, au un singur nume: Dumnezeu. Omul nu le conține. Din păcate, omul este marcat cu pecetea păcatului. Când Adam
călcat porunca divină, i s-a dat păcatul. Și ca plată a păcatului, moartea. Toată viața morală a omului este legată de păcat. Pentru că omul are două mari dorințe. Putem mai vorbi despre ele. Să trăiască veșnic și să se mântuiască, deci să cunoască adevărul. Niciuna nu e realizabilă. Omul nu poate trăi veșnic pentru că este limitat biologic. Dar nici de mântuit nu se poate mântui singur. Și atunci intră într-o altă moarte, în moartea sufletului sau moartea spirituală. Din această cauză, starea de păcat a fost numită boala păcatului. De asta Iisus, care și-a luat asupra Lui greutățile și păcatul oamenilor, a fost supranumit vindecătorul sau tămăduitorul. Deci păcatul este o boală. Vreau să vin la sărbătoarea Paștelor. Păcatul este o boală și omul, când simte starea bolii, se duce la medic ca să-l vindece. El se duce la medic. Nu vine medicul la el decât dacă este chemat. Dacă este o chemare legală, ca să zic așa, sau un medic de familie, sau prin telefon și mai departe. Altfel se duce omul și se îngrijorează și se duce. Ei, dacă păcatul este o boală și omul simte boala păcatului, și aici trebuie să meargă la medic. Și medicul este Iisus. Deci, omul trebuie să-L caute pe Iisus. Este foarte interesantă această relație a omului cu natura care s-a deteriorat. Pentru că în zilele noastre omul stă în fața naturii ca un străin. Dar el nu este rudă cu natura. Este aceeași ființă. Aceeași ființă. Natura are legile ei fundamentale, că aici este unul din marile necazuri ale omenirii și ale lumii noastre. Încălcarea legilor care au fost date pentru armonia Universului. Uitați-vă la un copac, un stejar enorm, rădăcină de zeci de metri uneori, tulpină, crengi, frunze. Și natura, tot acest copac, îl compactează într-o ghindă, într-o sămânță. De-aia am eu o poezie care se încheie așa: mai tare e ghinda decât stejarul. Pentru că ghinda, stejarul va muri, dar ghinda va da un nou stejar. Ei, acest lucru se întâmplă și în plan spiritual. Iisus, în afară de iubire, de cruce, ca simbol al credinței și de suferință, ca formă de cunoaștere. Și aici a contribuit foarte mult și religia și biserica noastră să facă din suferință o formă de cunoaștere. Și prin cunoaștere intri în credință.
Și intrând în credință, credința este facultatea de a primi revelația lui Dumnezeu. Iisus i-a făcut omului o cale mai simplă de a primi revelația lui Dumnezeu. I-a făcut un fel de ghindă, cum face stejarul, sau fagul care face jirul, sau pruna, prin rugăciunea lui Iisus, prin Tatăl nostru. În primul rând, Tatăl nostru are două lucruri fundamentale pe care oamenii nu le sesizează. Ele spun rugăciunea așa, ei spun rugăciunea. Precum în cer, așa și pe pământ. Ce însemnează asta? Asta înseamnă că dorința lui Dumnezeu este, așa cum este în cer, să fie și pe pământ. În cer este armonie, în cer este pace, în cer e adevăr, e bine, este iubire și este tot ce e luminos. Pe pământ nu sunt aceste lucruri, decât în creația lui Dumnezeu. Dacă o iei global, cum să folosesc un termen modern. Dar omul ar putea crea această armonie, dar nu o creează, din cauza păcatului. Din cauza că nu-și folosește voința. Deci, iubirea este cununa simțirii, iar voința este cununa devotamentului, sau invers. Devotamentul este cununa voinței. Omul nu poate să ajungă să se mântuiască numai prin combinația aceasta între iubire și voință, între simțire și voință. Deci omul crede în Dumnezeu numai dacă vrea. Pentru că Dumnezeu nu este o entitate exterioară care să-l oblige. Omul este obligat. Pentru că omul, ca tot ce este pe pământ, este făcut din elemente exterioare. Ceea ce Dumnezeu nu. Dumnezeu nu conține aceste elemente exterioare. Dumnezeu este în sine. Numai omul, animalele, plantele conțin aceste elemente exterioare. Dar în înțelepciunea lui Dumnezeu de a-i da omului libertatea, a fost și înțelepciunea de a pune o scânteie de dumnezeire în om și în tot ce este în creația lui. Și în piatră este această scânteie a lui Dumnezeu. Dostoievski spune rădăcina divină din om, din sufletul omului. Ei, punând această scânteie în sufletul omului, omul poate să se folosească de ea. Pentru că această scânteie, în ultima instanță, este o ființă tainică cu care poți conlucra. În momentul când intri în relație cu ea, aceasta este inspirația. Inspirația este un contact, o legătură cu o ființă suprasensibilă care îți transmite niște energii prin care tu poți face ceva ce n-ai putea face singur fără această ființă interioară, fără această ființă enigmatică. Aici este taina lui Dumnezeu. Aici este
ceea ce nu se poate verifica prin logică. Deci recunoașterea lui Dumnezeu și recunoașterea existenței este legată de conștiința omului, de puterea lui de a cunoaște, de puterea lui de a se uni cu acea ființă despre care vorbeam. De-aia omenirea la un moment dat a spus că se poate mântui prin artă. Deci artiștii au această putere de a-l apropia pe om de sufletul lui, prin acea inspirație, care am spus-o că nu tot timpul o ai, acea inspirație. Eu, de exemplu, când am scris psalmii, la un moment dat m-am golit de inspirație. Și spun mulți poeți acest lucru, care sunt poeți, pentru că acum toată lumea scrie. Dar poezia nu e legată numai de literatură, ea este legată de viață. Deci această credință că arta ar putea schimba lumea, eu o accept până la un loc. Numai că lumii nu-i mai trebuie artă. Deci, de asta am spus că să schimbă ceva în omenire. Iisus a venit ca om, dar a plecat ca omenire. A înviat ca omenire. Ei, în această omenire se schimbă ceva pentru că omul nu mai ia contact cu acea ființă tainică, cu acel ceva din interiorul lui despre care Seneca spunea că este un duh. Acest duh controlează toate acțiunile omului. Și atunci omul, dacă face un lucru rău, nu contează că nu-l știu ceilalți oameni, dacă el îl știe. Deci de la om, de la voința lui, de la conștiința lui. De fapt, ce este conștiința? Conștiința este realitatea. Înțelegerea realității. Numai că omul trăiește într-o mare ignoranță. Și în învățătura orientală, ignoranța are alt sens decât este la noi. Noi considerăm ignorant un om care nu știe un lucru. Ei îl consideră ignorant un om care știe fals un lucru. Și ce e mai rău? Ceea ce este mult mai rău. Mai bine să nu știi decât să știi greșit. Și atunci se întâmplă un fenomen de la care am pornit. Această schimbare a omului de a răsturna valorile. Artiștii, în operele lor, nu mai merg pe inspirație, merg pe fel de fel de tehnici. Și artiștii, actorii, absolvă tot felul de diplome, au masterate, doctorate, dar n-au actorie. N-au înțelegerea că ei trebuie să slujească publicul, că ei trebuie să-i topească publicului concepțiile și gândurile cu care vine la teatru, să-l facă mai pur, să-l facă mai cinstit. Ei nu mai fac acest artist. Vedem cum sunt filmele, cum sunt piesele. Omul începe să scurme în mizerie. Aici vorbim de vocația formatorului de opinie. Da. Uite, am citit undeva un lucru foarte interesant. Un pictor englez a prezentat niște tablouri abstracte într-o expoziție. Și lumea s-a extaziat, nu s-a extaziat, dar critica a fost în extaz. Ce găselniță, ce gânduri, ce combinație de culori. Și într-o zi
l-au întrebat pe pictor: maestre, cum ai ajuns la o asemenea artă și la o asemenea formă de expresie? Și el a spus așa: domnilor, am fost plecat o vreme de la atelier și am uitat pisica închisă în atelier. Vopselele le-am lăsat lângă geam și acolo am lăsat și vopselele puse pe șevalietul ăla din care el lucra, cum îi spune. Așa. Și pisica s-a tot plimbat pe acolo să scape, să iasă, și a tot intrat în vopsea și călca pe pânzele mele care erau întinse acolo pentru așteptau să le pictez. Și astea au fost desenele făcute de pisică. Asta e o poveste frumoasă, se zice că ar fi fost adevărată, însă ceea ce este urât e că omul însuși scormonește în rău, în întuneric și nu în lumină. Uitați filmele, piesele de teatru, cum se scriu, cum se montează, cum se înțeleg. Deja am observat că tineretul este derutat, nu mai are puncte de sprijin, nu mai are în ce să se bazeze. Se schimbă valorile. Spuneam că pe vremuri fetele creșteau la pension. Băieții erau obligați să facă anumite lucruri mai grele care să-i pregătească pentru viață. Conciliul de la Constanța în 1400, prin 1420, prevedea un program și de igienă pentru tineri, pentru băieți. Băieții să fie feriți de viața depravată. Băieții să fie feriți de dorința de a mânca mult. Să fie feriți de dorința de a bea, de a folosi droguri. Și așa mai departe. De viață destrăbălată. Asta era. Ei, nu mai sunt acum. Băieții nu mai au acest program. Nu mai au acest program. Și atunci ei învață ceea ce li se predă la școală. Maestre, vorbim de rău. Însă acum 2000 de ani, Dumnezeu îi oferea omului posibilitatea de a-și exercita libertatea și a dus lucrurile până într-un asemenea punct încât i-a dat omului posibilitatea să-L crucifice însuși pe Dumnezeu. În acest exercițiu nu este totuși și o dovadă de încredere din partea lui Dumnezeu că totuși lucrurile nu sunt iremediabil pierdute? Da. Este. Este chiar o dovadă prea mare de încredere a lui Dumnezeu pentru om. Dar omul a trădat pe Dumnezeu. Omul a trădat pe Iisus. Dacă doctorul face ceva pentru tine și te vindecă, trebuie să ai pentru el măcar un răspuns de respect, nu? Cel puțin, dacă nu chiar și un răspuns material. De exemplu, în anumite țări, cum e China, doctorii se plătesc numai când ești sănătos. În momentul când te-ai îmbolnăvit, nu se mai plătește doctorul. Nu le dați ideea acum că s-ar putea să implementeze. Păi, dar ar trebui chiar să o experimenteze. Cred că și în Anglia e așa. Și în Anglia ai o obligație față de sănătate. Au ei o societate a sănătății. Ai o obligație și în momentul când ești bolnav, nu mai plătești. Din banii care i-ai plătit, te face bine. Deci ar trebui să avem față de doctor măcar respectul. Dar vedeți că omul a ajuns să-l lovească pe doctor. E o cădere a omului. Ei, aceeași obligație ar trebui să o avem și față de Iisus. Dacă Iisus a luat asupra noastră, asupra Lui, durerile noastre, suferințele noastre, păcatele noastre,
și ne-a făcut să o luăm de la capăt, ca și procesele moderne să iau de la capăt. Atunci noi ar trebui să avem față de Iisus o legătură continuă cu El. Mereu să intre în conștiința noastră și să fim contemporani cu El. Pentru asta erau Paștele și Crăciunul. Nașterea Domnului, suferințele și învierea. Da, vedeți că am discutat și de Crăciun. În această perioadă a sărbătorilor pascale, preocuparea poate cea mai mare a omului nu este neapărat de a se curăța sufletește, de a intra într-un dialog cu Dumnezeu, ci mai degrabă să umple frigiderul cu alimente. Da. Deci că dacă intri a devenit supermarket... o sărbătoare a mesei de Crăciun. Exact. E aceeași treabă aici de Paști. Pentru că Paștele și Crăciunul n-au fost puse degeaba una în decembrie și una în perioada echinocțiului de primăvară. Deci Crăciunul e pus în perioada solstițiului de iarnă și Paștele în perioada echinocțiului de primăvară. De ce? Pentru că sunt sărbători cosmice. Deci aici este, omul și-a rupt relația cu cosmosul, și-a rupt relația cu sine însuși, relația cu Dumnezeu pe care îl poartă în interiorul lui. A rupt această relație. Paștele era o sărbătoare de primenire, o sărbătoare a învierii. Asta era. Deci este o relație cosmică. Relația lui Dumnezeu, omului cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos este relația cu ceea ce este El ca parte a cosmosului, ca parte a universului. Acum, de când cu laserele și cu fizica cuantică s-au lămurit unele lucruri în legătură cu această relație energetică. Pentru că Dumnezeu este energie. Asemănarea noastră cu Dumnezeu este prin energie și nu prin asemănarea fizică. Nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însăși noțiunea de Dumnezeu, cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, este o noțiune relativă. Pentru că se referă numai la relația dintre om și Dumnezeu. Și Hegel spune treaba asta. Că Dumnezeu a făcut lumea și pe urmă a ieșit din ea și a rămas numai relația. Singurul conținut între om și Dumnezeu e relația, spune Hegel. Dar această relație pe care omul ar trebui să o aibă cu Dumnezeu nu se referă la ființa transcendentală a lui Dumnezeu, la taina lui Dumnezeu, despre care Blaga spunea, cu cât vrei să cunoști taina, cu atât se încurcă mai mult. Pentru că nu avem acces la această taină. Și atunci Dumnezeu a dat omului libertatea de a alege între bine și între rău. Numai că păcatul nu se referă neapărat la această contradicție dintre bine și dintre rău, ci se referă la starea morală dintre viață și dintre moarte. De aia se spune că plata păcatului e moartea. Și de asta Iisus a înviat. Dar tot prin această moarte avem posibilitatea să și înviem. Da. Iar exemplul este Hristos. Păi asta este. Iisus la un moment dat spune: vai vouă cărturarilor și fariseilor, că ați închis împărăția cerului pentru oameni. Nici voi nu intrați, dar nici pe ei nu-i lăsați să intre. Deci tot oamenii au închis această cale. Deci sărbătorile acestea au fost făcute pentru rememorarea patimilor
Sfântul Pavel spune așa: dacă Iisus nu ar învia, atunci credința voastră ar fi o amăgire și voi ați rămâne tot sub blestemul păcatului. Dar pentru om Iisus nu mai învie. Nu mai învie, pe om nu-l mai interesează. Face masa de Paști, se ghiftuiește și sună la 112. În loc, masa de Paști, sigur că e o masă specială. Dumnezeu îi lasă toate bunătățile omului, dacă are bani să le cumpere după post. Dar scria pe Adrian Păunescu o poezie, Sărbători triviale, așa se numește, și în care asta spunea, că sărbătoarea Paștelui a devenit o sărbătoare a ghiftuielii. Primim o înviere din import de la cei ce mai întâi ne și omoară. Se referea, sigur, la viața asta noastră. Uitați, ieri am cumpărat niște cartofi aici la București și erau din Olanda. Păi de ce să aducem cartofi din Olanda, când noi avem niște cartofi extraordinari în zona Brașovului, zona maghiară de acolo. Și specialiști oameni acolo. Covasna. Ungurii de acolo, din zona aceea, sunt foarte mari specialiști în cartofi. Știu cum să-i cultive, sunt sănătoși cartofi și așa mai departe. De ce să nu avem acest cartofi? Să aducem din Olanda niște cartofi ciudați. Ciudați, parcă nu erau crescuți în pământ. Și alte și alte lucruri. Deci, vedeți, omul... Unde e necazul omului și schimbarea care se întâmplă? Este în gândire. Prin gândire și prin resentiment, omul golește valorile de valoare și umple non-valorile cu valoare și le dă drept valori. Și am să-ți dau un exemplu. Odată în lume, când doamnele purtau rochii lungi, frumoase, contesele, reginele, principesele și chiar femeile simple, nu purtau pantaloni, decât rochii. Bărbații purtau pantaloni superbi, dar arătau bine, spălați. Cineva ar putea să creadă că sunteți un nostalgic. Ei, lumea noastră a ajuns la concluzia că e mai valoros să porți pantalonii rupți. Așa e moda. Nu. Asta e o schimbare de valoare în non-valoare. Pentru că moda n-are valoare decât în formă. Nu are valoare. Moda este ceva trecător. Ceva care nu are decât scop de câștig. Și de oarecare armonizare a îmbrăcăminții. Omul când era îmbrăcat mai simplu era mai fericit. Vă referiți la costumul popular românesc? Ar putea fi acest costum popular elementul care astăzi ne lipsește tocmai în această identitate pe care o tot discutăm? Știți de ce? Pentru că obiceiurile și datinile făceau parte sau prin ele se reprezentau legile fundamentale a armoniei Universului. Și oamenii aveau o motivație. De asta vă spuneam că tinerii, ei nu mai au motivație. La școală nu trebuie să înveți că te duci cu bulina aia, cum îi zice, că eu tot uit, tableta. Te duci cu tableta. Nici măcar atâta nu văd
un lucru extraordinar de grav, că se distruge puterea omului de concentrare. Un lucru care va da mari probleme pământului și omenirii în câțiva ani. Puterea de concentrare a omului este la pământ. Am văzut copii care nu se pot concentra mai mult de 15 minute. Deja psihologii încep să dea scutiri. Cum se dădea scutiri de efort fizic, se dau scutiri de concentrare, de putere de concentrare. Va fi un mare necaz al omenirii. Un mare necaz. Dacă nu se revine la memorare. Auzeam niște profesori, am mai spus asta și o repet că o consider gravă. Spuneau, cei care cer copiilor să se chinuie, să învețe pe de rost, să memoreze, trebuie dați afară din învățământ. Domnul George, memorarea, n-au băgat-o oamenii în școală de tembeli, ci de luminați. Cei care au băgat memorarea în școală, au băgat-o de luminați. Memorarea este o problemă care ține de om, care ține de memorie. Păi dacă tu nu poți să memorezi o strofă, cum să spui Tatăl nostru, care are 4 strofe? Sau cum să spui o rugăciune? Îți iei telefonul întotdeauna și îl încurci pe Dumnezeu că ți dispare de pe telefon și zici, Doamne, mai așteaptă puțin că trebuie să-mi găsesc rugăciune. Distruge memoria istoriei, care de asemenea eu trag un semnal de alarmă. Memoria istoriei distruge omul și națiunile. Așa a lăsat Dumnezeu ca națiunile să aibă fiecare patria ei, frumusețea ei, rosturile. Așa spune Eminescu, un popor care își uită trecutul, își pierde identitatea. Pentru că dragostea de țară, spune el, este o durere sfântă. O durere sfântă, așa spune Eminescu. Dragostea de Maestre, țară. Cu permisiunea noastră, da. Pentru că ați spus că totuși frumosul va salva lumea și ori de câte ori ați avut ocazia, ne-ați recitat și nu ne-ați citit din poeziile, da, pe care le-ați niciodată scris. Niciodată nu citesc. Aș vrea să vă rog să ne mai oferiți o mostră din poeziile pe care le-ați scris cu atâta măestrie, poate din psalmi, și să revenim asupra ceea ce spuneați mai devreme legat de istorie, pentru că avem un subiect drag nou astăzi, românilor, 100 de ani de la Marea Unire. Dar până atunci, pentru că suntem în săptămâna închinată Mântuitorului, prin excelență. Săptămâna patimilor. Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului, care mi-arată că datinile neamului meu sunt deșertăciune. Adună turmele însetate, risipite pe văi și le adapă. Trimite, Părinte, bocitoarele tale să ne învețe fiicele boce de jale până vor lăcrima genele noastre lipsite de apă. Argintul cu greu cărat din Tarsis și aurul adus din Ofir, bătut în intarsii și fir, nu vor putea plăti și reface vreodată pășunile munților noștri prădate și arse
și nu vor putea vreodată să aducă acasă animalele mândre și păsări plecate în cârt. Doamne, am părăsit legea Ta și pe mincinosul Baal l-am crezut. Pedepsește-i, Cerescule Tată, pe cei ce ne alungă din țară, din rostul străbun, dărâmat și vândut. Ridică, Doamne, norii, oprește ploile, ascuțite sulițe în coaste, să nu dea-n pârgă rodul rătăcirilor noastre și uțimea Ta să nu ne facă iască și vremea pedepsei să nu se împlinească. Coboară asupra Ta harul Tău, coboară asupra noastră înțelepciunea Ta, să facem ce-i plăcut înaintea Ta, că Ta este puterea și judecata. Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului care mi-arată că datinile neamului meu sunt deșertăciune. Adună turmele însetate, risipite pe văi și le adapă. Trimite, Părinte, bocitoarele Tale să ne învețe fiicele boce de jale până vor lăcrima genele noastre lipsite de apă. Argintul cu greu cărat din Tarsis și aurul adus din Ofir, bătut în intarsii și fir, nu vor putea plăti și reface vreodată pășunile munților noștri prădate și arse, și nu vor putea vreodată să aducă acasă animalele mândre și păsări plecate în cârt. Doamne, am părăsit legea Ta și pe mincinosul Baal l-am crezut. Pedepsește-i, Cerescule Tată, pe cei ce ne alungă din țară, din rostul străbun, dărâmat și vândut. Ridică, Doamne, norii, oprește ploile, ascuțite sulițe în coaste, să nu dea-n pârgă rodul rătăcirilor noastre și uțimea Ta să nu ne facă iască și vremea pedepsei să nu se împlinească. Coboară asupra Ta harul Tău, coboară asupra noastră înțelepciunea Ta, să facem ce-i plăcut înaintea Ta, că Ta este puterea și judecata. Această rugă pentru neam poate fi găsită în Cântece pentru glas și toacă. Nu. Un volum. În psalmi. În psalmi, dar se găsesc și în această psalmi. Carte. Da. O carte închinată centenarului. Închinată Marii Unii. Am să-ți spun o poezie și de acolo. Din toate, de fapt, sunt și psalmii sunt acolo, dar aceasta este, așa se intitulează psalmul, este un psalm, este o rugăciune, a treia rugăciune. Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului. Am să-ți recit, dacă vrei, una de acolo, care e tot în legătură cu ce am vorbit, cu omul, cu familia, cu copiii, cu relațiile dintre copii și părinți care s-au perimat
cele 5 forme de relație ale înțelepciunii lumii, între soți, relația dintre soți, relația dintre părinți și copii, relația dintre frați, relația dintre prieteni și relația dintre șef și subalteri, nu pot funcționa aceste relații numai dacă se bazează pe iubire și pe responsabilitate. Deci în momentul când faci un copil, trebuie să ai responsabilitatea creșterii lui. Așa se spune, un copil e ușor de făcut, dar e greu de crescut. Aceeași treabă. Vedeți, s-a stricat relația între prieteni. S-a stricat relația între șef și subaltern. E la pământ. Subalternii vin și strigă hoții. Ce societate e aia? Relația între părinți. Azi se cunosc, se căsătoresc prin emisiunea Sentimente. Nu se poate. Azi se căsătoresc, poi mâine se ceartă și peste 10 zile, dacă nu se despart, se suportă toată viața. Nu e bine. Aceasta este durerea mea, că omul își pierde umanitatea și nu mai știe. Am scris o poezie care este acolo în volum, se numește Casa zilei de mâine. Și ea sună așa. Între casa zilei de ieri și casa zilei de azi, am făcut o cărare și am semănat brazi. Între casa zilei de ieri și casa zilei de mâine, am făcut o cărare și un cuptor de pâine. Cu pâine caldă în destulătoare, am pornit spre casa zilei de mâine și am văzut cu mirare că nu mi-aparține. În casa zilei de ieri trăiam toți în cuvânt și în tăceri. În casa zilei de azi stau doar eu, cuc printre brazi. În casa zilei de mâine stau doar copiii mei. În același cuvânt și aceleași tăceri din casa zilei de ieri. Eu sunt arcul, ei sunt săgeata. Acesta e jocul de-a mama și de-a tata. Eu sunt statornicia, ei sunt mișcarea. Acesta e jocul de-a lupul și de-a marea. Sunt ai mei și nu sunt ai mei. Același trup în mine și în ei. Mi-e străină casa zilei de mâine. Același trup, dar alt suflet în not. Săgeata și viața nu mai vin înapoi. Totuși aș vrea să dăm timpul înapoi cu 100 de ani. În 1918, când aia e altceva. Se făcea, așa, cu amintirea. Când se făcea Marea Unire, pentru că suntem într-un an centenar, într-un an dedicat acestui eveniment extraordinar, un eveniment pe care poate că nu-l asumăm așa cum ar trebui. Și vă întreb, cum ar trebui să arate România astăzi, având în vedere visurile oamenilor de acum 100 de ani? Le-am înșelat așteptările? Suntem exact acolo unde trebuia să fim? Ne-am îndepărtat? Se zice că unirea face puterea. Funia cu care se oprește elefantul e împletită din iarbă. Dar la întrebarea am să-ți răspund cu o poezie. Poate că e mai bine, că și așa am vorbit. Oamenilor le place mai mult să asculte decât să...
cu poezia lui Adrian Păunescu. Îl iubesc pe Păunescu, este un mare poet și un mare căutător și aflător de adevăr. Și poezia sună așa. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas atât de mică. Și câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Nu mai condamnați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul. Totuși, unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul? Nu voi folosi o travă pentru niciun fel de basta. Totuși, unde au fost ai noștri? Și atunci, și în vremea asta, cum să ajunge până la gâtul domnitorului de țară dacă nu strădări acasă, lângă ura de afară? Capul lui Mihai Viteazu ne-a lăsat numai cu trupul. Nu voi condamna străinii pentru niciun fel de scrupul. Eu de-o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mânii. Totuși, unde au fost românii? Totuși, unde sunt românii? Am răspuns la unire. La această oră, în România, este o dezbinare cum nu cred că a mai fost vreodată. Nu cred că istoria, cunosc și eu puțină istorie, dar nu cred că a fost atâta dezbinare. Au fost dezbinări, au fost trădări. L-am trădat pe Horea, l-am trădat pe Doja, l-am trădat pe Mihai Viteazu, l-am trădat pe Ștefan cel Mare, l-am trădat pe Lăpușneanu, i-am trădat pe toți. Dar au fost puternici ca să rămână ceva după ei. Aici este problema României astăzi. Nu mai are personalități, nu mai are un Cogălnicianu, nu mai are un Șagună, nu mai are atâția și atâția, eu un pop de Băsești, atâția care au s-au sacrificat și au luptat pentru această țară. Uitați, se întâmplă atâta umilință în țara asta din partea fraților noștri. Și noi nu avem nicio reacție. Nicio reacție. Nu să le dăm în cap cu parul, ci le spunem, mă, fraților, mă, stați puțin, mă. Vreți să revenim din nou la suferințele care au fost pe acest pământ, la greșelile și la prostiile care s-au făcut? Vreți să revenim din nou? Merită să revenim din nou? Probabil că pentru unii merită. Pentru că în țara asta, românii cu ungurii au trăit foarte bine. Eu am avut o groază de unguri prieteni și în România și în Ungaria. Am jucat la ei în Ungaria, m-am împrietenit cu actori de acolo, am fost respectat, am fost aplaudat. Actorii de la Teatrul Maghiar din Cluj veneau și jucau la Bistroi Maria, a lucrat la noi la teatru, soțul ei, Bela, și alți actori.
români, Silvia Ghelan a jucat acolo, Rodica Daminescu, artiști mari, făceam schimburi, mergeam la spectacolele lor, vineau la noastre, mergeam la o bere, la un par de vin, eram prieteni, nu era nicio o divergență între noi, nici măcar de glumă nu era. De ce s-a distrus această stare omenească? Din cauza partidelor politice, din cauza șefilor de partide pe care nu interesează armonia, numai gheșteftele lor, dar nu au o ideologie a partidului. Nici românii și nici ungurii. Ungurii au. Ei au ideologia lor, care și-o fac pas cu. De ce să stricăm această relație? De ce să ne batem joc de steagul, de însemnele noastre naționale, să-și bată cineva joc și noi să râdem? Să zicem, De ce? Înseamnă că nu mai avem două rola de care vorbea Eminescu și nici nu l-am imprimat la generațiile tinere. Nu l-am imprimat. Eu și acum am prieteni unguri. Mai puțini. S-au mai îndepărtat. Și l-am și spus la unii. Unii mi-au spus în față de ce s-au îndepărtat. Că n-au drepturi în România. Auziți, am fost acum în America, nu știu câte ori. Și am un prieten acolo care e căsătorit cu o chinezoică. Și au copii mici. Și am spus, unde sunt copii? Sunt la școală. La ce școală? La școala chineză. Până la clasa a patra. Deci 7 ani se face școală în limba maternă. De la primul an de grădiniță, 3 ani de grădiniță, 4 ani de școală. Iar de la clasa a cincea, se învață în limba statului. Toate naționalitățile din America. La noi sunt facultăți, suprafacultăți, școli, cămine culturale, teatre, cinematografii, spitale. Până și am auzit că s-a face spital pentru altă limbă, pentru cei care nu știu limba română. Așa ceva. Trebuie să fii bătut undeva ca să faci așa ceva. Seamănă această istorie a poporului român cu o Golgotă, pentru că ați vorbit de trădări și personajul, unul dintre personajele principale în istoria mântuirii este un Iuda. Iată că îi avem și noi. Dar cu toate acestea, la capătul Golgotei există mântuire. Credeți că acest popor are șansa, posibilitatea revenirii la normalitate, acest intrării în normalitate? Ar trebui să aibă șansa acestei reveniri, pentru că normal este un popor binecuvântat. Se spune că aici, în zona noastră, a fost o zonă edenică. De altfel să și numește, este și o carte scrisă la acolo, mai multe cărți în zona asta, Dacia Edenică. Este o carte a lui Mihai Scorubete de la Cluj, foarte bine documentată. Se spune că Edenul a fost înconjurat de 4 fluvii. Tigru, Eufratu, Fisonu și Gibonu. Și prin cercetări s-a constatat că Gibonu era Nilul. Deci Dacia până unde mergea? Iar Fisonul era Dunărea. Pentru că locuitorii de pe malul Dunării se numeau danubieni sau Fison. Numai că ea, când a fost potopul, a suferit o mișcare. Atunci s-a făcut încrețirea munților. Dar zona asta, de acolo, din munții Bucegi, unde a fost Zalmoxis, călugării lui Zalmoxis, este o zonă crepusculară, se vorbește despre ea. A fost un material chiar pe script, se putea scoate și văd că a dispărut.
nu ne mai trebuie să știm cine am fost. În care se spunea că cu 8.000 de ani înainte de Hristos, acolo se făcea acupunctură cu oace din lutars, că încă nu era descoperit fierul. Din acest punct de vedere, eu cred că România poate să se refacă, pentru că Eno, care a fost numit Enoch, era jet. Și Eno a fost prima trimitere a lui Dumnezeu ca să oprească prăbușirea omenirii. Se pare că totuși puțin din istoria noastră a fost împărtășită la alții. Un predicator american, îmi pare rău că nu i-am reținut numele, Brown, parcă îl cheamă, a făcut un studiu și a ajuns la concluzia că cartea lui Enoch, deci Biblia, cartea lui Enoch a fost prima Biblie apocrifă. Din cartea lui Enoch, sfinții evangheliști au luat 130 de fragmente din cartea lui Enoch. Deci din Biblia scrisă de atunci. Iar în cărțile misilor au fost primele scrieri de felul acesta pe pământ. Pe urmă, ele au mai fost umblat la ele, au umblat și grecii, au umblat și alții, pentru că aici a fost un loc binecuvântat. Chiar în Moldova, muntele Ceahlău are o poveste extraordinară, care nu se mai povestește. Lumea urca acolo, se schimbau timpurile, se schimba vremea, și erau niște semne extraordinare. Dar nu se mai vorbește. Deci, din acest punct de vedere, matrița aceea de care spuneam la început, a omului curat, a românului iubitor și temător de Dumnezeu, aceea trebuie să existe undeva și nu se poate distruge, că nu are oricine acces la ea. Însă, poporul acesta probabil că are și niște blesteme asupra lui. Eminescu, de exemplu, spune că Decebal a fost blestemat ca neamul lui să se împrăște în lume. În monologul lui Decebal, Eminescu chiar spune acest lucru. După ce Decebal pierde războiul, el își ia asupra lui răspunderea și atunci se sinucide. Și înainte de a se sinucide, are în piesa lui Eminescu un monolog în care, când aude Buciume și Talange, spune: mergeți, mergeți, pământ străin primească, oaselor voastre pace să le dea. Lăsați părinții și copiii voștri să doarmă dușni al Daciei pământ și împrăștiați și pustiți prin lume, purtați cu greu blestemul cel portieu. Deci el știa care acest. Și uite acum câtă lume este împrăștiată și pustită în lume. Pustiită în lume. Nu-s grozav de fericiți românii care sunt plecați. Unii sunt într-adevăr în funcții bune. Dar este o vorbă. Poți să scoți ușor un om din țara lui, dar nu poți să scoți țara lui din el. Și atunci oamenii ăștia care sunt plecați de nevoie, nu de plăcere mulți, unii au plecat așa, se vor întoarce. Păcat că mulți dintre copiii lor nu mai vorbesc românește. Eu încă n-am auzit un guroaică plecată din Ungaria să nu-și învețe copilul limba maghiară, nici franțuzoică plecată din Franța să nu-și învețe copilul franceza. N-am auzit. Dar de români am auzit și am și vorbit cu ei și am spus: n-am avut timp să-i învățăm. Păi cum ați avut timp? Cât ai stat la bucătărie, cât au venit și au mâncat? Trebuie să le spui măcar cum se numește lingura. Măcar atâta să știe, și cuțitul și furculița.
Ei, aici este blestemul. Spuneați undeva că pe România o caracterizați ca un stup besmetic. Da. Și sunt prea mulți trântori, iar stupul se distruge, devine besmetic. Da. Stupul besmetic este stupul care nu mai n-are matcă, care dintr-o întâmplare matca a murit sau a mâncat o păsărică când a ieșit la fecundare și nu sunt ouă în stup. Și atunci albinele care au ovarele atrofiate li se dezvoltă ovarele și depun ele ouă. Dar ouăle sunt nefecundate. Și din ou nefecundat iese numai trântor. Și dacă îi pui altă matcă, de aia se numește besmetic. Dacă îi pui altă matcă, nu o primește, o omoară. Pentru că albinele au semnalul că există ouă în stup. Deci e o lume pe care nu o înțelegem. Ei respectă legile, nu ca noi. Noi am măturat alea și am primit regina. Să ne dea în judecată. Da. Deci, stupul acesta e pierdut. Doar să împarți ramele la stupii puternici. Le dai trântorilor, că albine, în 3 luni de zile, albinele s-au terminat. Spune cineva că atunci când polenizarea va înceta, va dispărea și lumea. Da, chiar acum am fost la Blaj, la un târg de miere. Și a fost și de la dumneavoastră. Am dat un interviu la cineva de la Realitatea. Și vorbeam despre lucrul acesta, despre faptul că în credința mea albinele parcă ar fi trimise, parcă ar fi niște sonde cosmice, pentru că, domnule, au un sistem de orientare fabulos. Dacă o albină pleacă dintr-un loc și muți stupul cu 5 cm mai la dreapta, ea vede urdinișul, dar va ateriza acolo de unde a plecat. Și pe urmă va pleca la urdiniș. Prima zi, poate și a doua. A treia zi deja nu va mai ateriza acolo, pentru că ea a plecat de la urdiniș. Și deja au fantastic. Poate fi albina un model de credință? Da. Da, care nouă ne lipsește, da, și care trebuie să o regăsim. Poate fi un model. Albina, cum să spun, are 10.000 de ochi. În fiecare ochi are 5.000 de ochi și totuși este nu vede, este miopă. De-aia se spune că dacă albina s-ar uita, ea vede o imagine a câmpului și care durează secunde. Și pe urmă se schimbă imaginea. Deci nu se schimbă imaginea că vezi imaginea, ai întors ochii, vezi altă imagine. Nu. Aici ai o imagine, ai întors ochii, ai aceeași imagine. O perioadă. Pe urmă ai imaginea asta unde ți-ai întors ochii. De aia zic că dacă albina ar vedea un film, s-ar plictisi îngrozitor. Deci au un sistem de orientare extraordinar. Au un instinct. Ei lucrează ca o insectă. Tot stupul lucrează ca o insectă. Albina singură nu are putere. Aici e cu unirea cu puterea. Dar dacă albina vine și intră în ghemul stupului, iarna fac un ghem, produc căldură până la 37 de grade. Ele, ghemul. Corpului. Da. Uman. Nu-i trebuie din ăsta modern, care încălzește camerele și garajele. Nu, ele încălzesc și fac și rece dacă trebuie. Este extraordinar. Dar ce este și mai extraordinar, că au noțiunea timpului. Albinele au noțiunea timpului. Dacă, de exemplu, pui un hrănitor în afara stupului și albinele vin la hrănitor, la ora la care au venit, vor veni și a doua zi. Dacă ai luat hrănitorul de acolo, ele vin, dau un ocol, văd că nu e, pleacă. Iar vor veni ziua următoare. Dacă nu e, nu mai vin.
dar vor veni exact la ora aia. Dacă, de exemplu, iei un stup, asta îl spuneam și acolo, dacă iei un stup și îl duci în Germania, albinele vor lucra după ora României, nu după ora Germaniei. Sunt fantastice. Deci sunt un exemplu de educație. Poți să te educi de la ele. Ele nu fac rău numai dacă tu le faci rău. Sau, mă rog, când își apără puii și asta, trebuie să-ți mai iei masca. Eu de obicei lucrez fără mască. Dar acum, în ultimii ani, au devenit nervoase. Din cauza schimbărilor climatice, din cauza schimbărilor, foarte mulți curenți în aer. Telefoane. Radiații. Da. Și am prins, deși ele se orientează după razele ultraviolete. Ai văzut Dumnezeu și aici a avut înțelepciunea. Nu le-a dat să se orienteze după stâlpii de telegraf, ci după razele ultraviolete. Și dacă soarele este acoperit și este nor, ele se duc unde vor. Și au puterea de a anunța câmpul cu cules, câmpul de flori. Le anunță la celelalte la metru. Le anunță exact direcția, distanța și bogăția culesului. Astea trei lucruri le anunță la celelalte albine. Nu se cunoaște sistemul de comunicare, dar se fac anumite semne. De exemplu, albinele care au găsit un cules fac un 8 pe ramă. În continuu, dacă optul este mai mic, culesul este mai aproape, dar celelalte îl măsoară perfect, ca șublerul. Dacă optul e mai mare, culesul e mai departe. Albina, când face acest joc, are o anumită poziție a spatelui, își ridică coada. Dacă este mai ridicat, este mai bogat. Dacă este mai lăsat, este mai sărac. Deci, aceste semne se cunosc. Să vedem în acest 8, care încheie în mod ciclic 2018, o pildă pentru români, pentru modul în care ar trebui să se poarte sau să învețe să se poarte în acest an centenar. Că ați spus că în unire stă puterea și e un adevăr, iar albinele o știu. Da, în schimbarea gândirii omului, aici este necazul nostru. Ne-a schimbat felul de a gândi. Altă dată, personalitățile acelea despre care vorbeam, care au făcut unirea, Vaida, Voivod, și toți ăia corifeii, care erau din diferite părți, erau oameni studioși. Majoritatea au studiat la Budapesta. Dar sentimentul patriotic nu l-a uitat. Acum e român care pleacă până în Italia 3 săptămâni și când vine spune come si dice? Da, greblă. Deci asta era. Asta ar fi salvarea noastră. Schimbarea felului de a gândi, dar ca să schimb felul de a gândi, trebuie să înceapă de la familie, de la școală, de la organizațiile de tineret, de la partide, de la Camera Deputaților, de la Camera Senatului, seniorilor și de la primul ministru, de la guvern și de la președintele României. Deci toți aceștia să se unească. Ori dacă președintele nu se salută cu președintele deputaților, nu? Cum, ce unire poate să fie? Nu. Eu nu înțeleg această dezbinare. Și nu înțeleg această dezbinare la oameni care au o răspundere. A trăit cu 300 de ani înainte de Hristos un înțelept chinez care se numea Yang Zhu. Și acest Yang Zhu a lăsat o vorbă. A spus, funcționarul care se ocupă de problemele lui,
cât este în funcție și, nu, și uită datoria patriotică care o are, face ticăloșia supremă. Deci la noi, la această oră, ticăloșia supremă este în floare. Da, pentru că l-ați pomenit pe Ianțu, poate ar fi bine să vorbim și de Ianțu cu 500 de ani înainte de Hristos, celebrul general care lasă da. O lecție era, despre era cum poți dezbina. Sun Tzu. Ăsta e Yang. Sun Tzu? Da. Sun Tzu, ăsta e Yang Tzu, e altul, a trăit mai încoace, mai spre noi. Dar în general ei au un sistem de pregătire a celor care urmează să conducă. Să ne amintim totuși ce spunea Sun Tzu, da. Regulile lui, prin care poți dezbina un popor și poți dezbina... Cât nu le mai știu chiar pe toate, dar... Un adversar. Dar cele mai importante le știu. Deci cum se poate dezbina un popor și se poate ocupa fără luptă, fără război, fără să tragi un cartuș? Primul principiu, îi distrugi tot ce merge bine în țară, în orice domeniu. Îl distrugi. Al doilea, îi atragi pe comandanți în afaceri murdare pentru ca să-i compromiți. Al treilea, le distrugi credința și tradițiile și aduci alte tradiții. Și asta funcționează. Al patrulea, creezi discordie între tineri și vârstnici. Al cincilea, introduci în rândul tineretului muzică languloasă și credința în libertatea totală. Cu credința că de la ei începe lumea. Gata, s-a terminat cu bătrânii, acum începe lumea nouă. Funcționează și la noi. Îți alegi scoadele din oamenii cei mai josnici ai țării respective. Din oamenii cei mai josnici. Ați văzut ce spunea Păunescu? Cum să ajungi până la gâtul domnitorului de țară dacă nu strădări acasă? Deci trebuie să fie trădare acasă ca să lângă ura de afară să funcționeze cum trebuie. Și pe urmă mai sunt câteva. Să distrugi sistemul de alimentare al armatei, spuneau ei, dar la noi s-a distrus sistemul de alimentare al României. Maestră, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă mai rog două lucruri. Unu, să ne povestiți cum era Paștele pe vremea copilăriei dumneavoastră, cum erau tradițiile de atunci și pentru final să terminăm cu un psalm sau o poezie religioasă dedicată acestui moment al Sfintelor Paște. Erau foarte frumoase și Crăciunul și Paștele. De Crăciun am mai vorbit și de Paște am mai vorbit. Erau foarte frumoase. În primul rând, de Paște, Paștele era considerat o sărbătoare a primenirii. Tot se scotea afară din casă. Tot. Tot se spăla, se vopsea, se punea la loc. Și icoane și tot. Se vopsea în casă, în toate casele. Nu exista o casă în sat să nu se scoată afară tot. Și fiecare membru al familiei avea un lucru nou. O căciulă, un fular, copiii aveau mai mult o cămașă frumoasă sau chiar un costum, maică-mea ne făcea câte un costumaș așa. Alea le aveam de Paște, de Crăciun erau mai mici darurile, dar de Paște erau foarte. Oamenii posteau atunci, copiii nu, dar oamenii posteau, dar ei, unii posteau că nu aveau ce mânca, erau mai săraci oameni. Dar mai fericiți și mai cinstiți. Pentru că erau cu Dumnezeu.
Ei, și în ziua de Paște, sigur, se făcea masa de Paște, se aduceau Paștele de la biserică, le aduceau de obicei copiii, mergeau după Paște la biserică. Mi-amintesc că îți povestesc cu poveste hazlie, eu fiind cel mai mic, a fost rândul meu să mă duc după Paște la biserică și Paștele le dădea un om din sat care avea vie. Deci era vin în ele, nu erau pilule. Și pâinea făcută în casă și tot. Așa. Și mi-a pus și punea și vin. Deci punea Paștele cu o lingură mare de lemn și punea și un pic de vin așa de acolo, de pe Paște. Și când am venit spre casă, am sărit un pârleas. Și s-au vărsat Paștele pe iarbă. N-a fost problemă, că nu s-au murdărit, că s-au vărsat pe iarbă, ci le-am adunat frumos și le-am pus în pahar. Dar nu mai era vin, deloc. Am ajuns acasă și taică meu ia Paștele, tata lua primul Paștele. Ia Paștele, se uită la pahar și îi trage o înjurătură preotului, zice. Așa, 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 zice, nu mi-a pus nici un pic de vin. Eu nu i-am spus că am vărsat vinul. Asta era. Pe urmă, în ziua de Paște, toată lumea mergea la biserică, tot satul. Se vizitau mormintele cu această ocazie, se mai curățau. Și, cum se zice azi un cuvânt care eu nu pot să-l sufăr, se socializa. Nu pot suferi cum tot, te socializa, nu știu, te duci așa la societate, nu te duce la prietenie. Se împrieteneau acolo și chiar băieții găseau fete de care se îndrăgosteau și fetele de băieți și bătrânii mai vedeau pe cineva și spunea fetei, bă, nu ți-ar plăcea feciorul ăla? Sau... Deci era o relație foarte umană, foarte frumoasă. Și amintirea lui Iisus, bineînțeles, patimile lui Iisus, erau în sufletul oamenilor și multă vreme te urmărea această stare, până la Crăciun. Și la Crăciun venea alta, care ți intra în suflet, cealaltă stare, a nașterii lui Iisus, a pătimirii Mariei, faptul că nimeni n-a lăsat-o. Era o relație cu Dumnezeu, era o relație cu sinea și era o relație cu natura. În prefața psalmilor pe care i-ați scris, se spune așa: psalmii domnului Dorel Vișan ne ajută să privim în cămara de taină a inimii, spre a ne cunoaște pe noi și a ne așeza în fața Creatorului, ale cărui chipuri suntem. Aș vrea să încheiem tot cu un psalm sau cu o rugăciune, pentru că tot dumneavoastră a spus: frumosul și frumusețea va salva lumea, va mântui lumea. Da, Doamne, ne-ai făcut oglindă gata spartă în țăndări, care aceeași imagine în milioane de fețe o arată. Ne-ai plămădit și cu aceeași mână ne-ai pus sarea plecării în aluatul venirii. Neguști puțin de ură, fără măsură, și apoi fără măsură presari piperul iubirii. Doamne, oare aș putea trăi fără Tine? Ești mare, Doamne, și mare este puterea Ta, și înțelepciunea Ta e fără hotare. Ce este oare lipsit total de nepăsare? Dimineața văd brazii din fața locuinței unde stau de o vreme și am impresia că sunt acasă. Unde e, Doamne, prunul înflorit în care bătea în zori ghionoaia? Unde sunt, Doamne, caii printre care, alergând,
copil, smulgeam câteva fire de păr din cozre lor ca să fac lațuri pentru vrăbii și pentru pițigoi. Unde e, Doamne, fântâna din care cu ciutură ca o cumpână a dreptății scoteam găleata plină? Suflam puțin înainte să beau și apa cânta ca un flaut, ca floarea ce vremea-i de tot mai slabă mireasmă, cum puiul crescând de ugerul dulce al ciutei se lasă, ca piatra ce se crede mai mult decât praștea ce în văzduh o aruncă, și precum calul ce urcă dealul zorit să prindă loc de odihnă, așa ne grăbim. Și repede în urmă copilăria a rămas, fără să știm că în această scurtă trecere și trudă, nicăieri și niciunde nu e loc de popas. Doamne, le-am pus copiilor mei drept merinde începutul iubirii ca să poată pleca. Dar eu când voi fi liber de dragostea mamei și a tatălui meu? Doamne, mari ți-s puterile, bat în inima mea, rătăcit, nenoptat, și în loc să răspund, eu care bat, întreb cine sunt. Vă mulțumesc mult de tot, vă spun, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat.